îl susțin pe Victor Ponta, pentru că țara aceasta are nevoie de un președinte tânăr și energic. Cred în tineri, doamnelor și domnilor. Tinerii sunt capitalul nostru cel mai de preț. Trebuie să ne folosim de acest capital, de la nivelul cel mai de jos și până la vârf. Dixie, îți salva via anima mea. O să încep cu dumneavoastră, domnule Pleșu, pentru că ați și scris pe marginea mesajului transmis și a domnului Radu Beligan. Cum ați văzut? N-aș fi scris dacă nu m-ar fi impresionat, dacă nu m-ar fi contrariat masiv apariția asta. Pe de altă parte, după reacția pe care câțiva colegi de breaslă ai domnului Beligan au avut-o, mi-am recitit textul și n-am observat că eu acolo procedez ca un terorist isteric. S-a vorbit de terfelire, de atac, de nu știu. Eu i-am recunoscut în acel text toate meritele domnului Beligan, ba mai mult. Am făcut efortul să înțeleg și episoadele discutabile pe care el le are în biografia lui înainte de 89. Și am spus, doamne, asta era, a făcut la schimb și lucruri bune, dar de data asta mi s-a părut că un om de calibru lui nu cedează atât de rapid unei conjuncturi cu argumente foarte superficiale. Toți iubim tinerii, toți suntem sensibili la energia tineretului, dar noi nu votăm categorii, noi votăm oameni. Mi se tot spune, Matale, care l-ai omagiat pe Băsescu, nu, vreau texte, domnule. Să mi se pună pe masă marile texte de omagiu pe care eu le-am scris despre Traian Băsescu. Deci, există psihologia asta generală. Sunt băsiși care omagiază la nesfârșit și cum îl omagiază cineva pe ălălalt, să supără. Nu e cazul meu. Iar în cazul lui Patapievici, ar fi de discutat odată cum am ajuns în România ca un om care are și calități importante, un om care la Institutul Cultural Român a făcut servicii foarte mari României, dar de care nu se ia notă. Îți place, nu-ți place, aici e vorba de fapte. Să ajungă să fie, să aibă un portret atât de negru, încât oricine își permite să dea cu el de toți pereții, de îndată ce apare, nici când nu zice nimic. Este cazul celebru, îmi cer scuze că mă alungesc un pic, cu articolul cu Eminescu. Toată lumea știe că Patapievici a spus că Eminescu este fantoma noastră din dulap, sau cadavrul nostru din dulap. Textul, dacă îl citești, spune așa. S-a născut un curent de opinie din cauza unui anumit tip de postmodernism împotriva lui Eminescu. Au făcut din Eminescu cadavrul nostru din dulap. Ori nu e așa. Eminescu e marele nostru, nu știu ce. Ei bine, unul a apucat să spună Patapievici l-a făcut pe Eminescu cadavrul din dulap. Toată lumea spune asta. L-am văzut pe Florin Zanfirescu, că vorbim de actori. Și asta e un capitol. Actorii care brusc au descoperit că stau într-o dictatură, au lucrat până la bătrânețe într-o dictatură și au fost bine mersi. Acum sunt câțiva care au insomnii, sunt dominați de o dictatură. Ei bine, apare Florin Zanfirescu și spune e posibil că așa zis și intelectual să dea de pământ cu Eminescu. Citește, bre, textul. Înainte ca Patapievici să facă, domnul Patapievici să facă politică, ceea ce eu n-am făcut niciodată. Deci îți amintesc că scria în evenimentul zilei articole politice angajate în mod clar, vreme fiind în același timp președintele Institutului Cultural Român, angajate de o anumită parte politică, ceea ce eu nu am făcut niciodată. Dar repet, nu am vrut să pun în discuție persoana lui Horia Roman Patapievici. N-am vrut nici pe departe. Am și scris lucrul acesta, că prestația lui la conducerea Institutului Cultural Român a fost foarte bună. Și Horia Roman Patapievici și Radu Beligan sunt niște oameni cu merite incontestabile în cultura română. În cazul Radu Beligan, ai considerat că trebuie să te manifesti public pentru ceea ce am văzut. În cazul Horia Roman Patapievici, care după părerea mea
era mult mai grav decât ce a făcut domnul Radu Berigan, asta e părerea mea, era mult mai grav în registru intelectualității, al bunului gust, al respingerii chiciului. Ce este acolo este de o vulgaritate care îți încrețește pielea și cred că unde? Și ție. În textul domnului Patapievici. Da? Deci acela a fost un lucru de necrezut pentru mine, pentru că să citesc așa ceva spus de intelectualul Patapievici. Și atunci întrebarea mea era una singură. De ce atunci nu ai considerat că trebuie să reacționezi public, pentru că, iată, ne spui că l-ai dezavuat în particular pentru ceea ce a făcut. A avut și, într-adevăr, a colaborat un timp fiind șef al ICR-ului la evenimentul zilei, cred. I-am spus de asemenea că într-o funcție nu e bine să eu când am devenit ministru de externe sau când m-am retras și n-am mai publicat nimic și mi se pare normal. Pentru că orice publici nu e în regulă. Dacă publici lucruri favorabile guvernului sau celui care te-a numit, se cheamă că ești lingușitor. Dacă critici, se cheamă că ești neloial. Deci trebuie să nu scrii câtă vreme ai funcție. De altfel, după un timp s-a retras. Totuși, cred, dacă amintirea mea nu mă înșală, că tipul lui de text nu era un text omagial. Felul lui de a fi de partea președintelui era de a avea observații severe, critice, pentru tabăra cealaltă. Moștenisem de la regimul anterior proprietatea hârtiei. Hârtia era la Ministerul Culturii, ce e o aberație. Dar eu trebuia să o distribui și era o bătălie între Adevărul și România Liberă, de pildă, să aibă aceeași cantitate de hârtie, dar de fapt fiecare vrea mai multă decât ei lați. Și eu eram într-o situație întotdeauna delicată, că trebuia să nu supăr pe niciunul, să n-am aerul că sunt partizan. Și în tenacitatea mea de a distribui cât de cât egal, îi enervam ambele tabere. Și mi-aduc aminte că pe vremea aia domnul Sorin Roșca Sănescu lucra la România Liberă, cred, și venind o dată să-mi ceară un supliment de hârtie și eu fiind, explicându-i că nu pot strica echilibru, a plecat și mi-a strigat din ușă: securistule! Sunt episoade pe care dacă nu mă ramolesc am să am ce să povestesc. Mai trebuie, dar apropo de patrimoniu. Și acum mi se reproșează că i-am dăruit prietenul meu Liceanu editura politică cu tot patrimoniul ei. Patrimoniul ei consta în operele complete ale lui Nicolae Ceaușescu, încă alte cărți pe care le traduceau ei atunci, și scaunele și birourile staliniste cunoscute. Ideea că acolo o zăceau tezaure. Păi toate instituțiile după Revoluție, e ca și cum mi-ai spune că eu am profitat de patrimoniul lui Suzana Gâdea, că i-am luat biroul, scaunele, tablourile și poziția. Discuția a plecat de la Radu Beligan și domnul Popescu pomenea un cuvânt desauzit în societatea românească, maestru. Avem în România actori maestri, regizori maestri. Un maestru are discipoli și nu fani. Domnii aceștia pe care îi văd eu numiți maestri nu au discipoli, au fani. Foarte bună. Adică inși care se uită și la cum își leagă și returile maestru și n-au nimic de obiectat, ba dimpotrivă, laudă și asta. Maestru este perfect, ne închinăm la el, suntem idolatri. În vreme ce un discipol înseamnă evident cu totul altceva, ca să nu mai vorbim de un emul. Am auzit cuvântul ăsta folosit în sensul de discipol, mă rog, e un prilej că mi-a venit în cap. Dom'le, emul, stimați utilizatorii acestui cuvânt, înseamnă challenger în limba engleză, înseamnă o persoană care vrea să-și depășească maestrul. Nu înseamnă neapărat învățăcel, ci are și acest sens de încercare de a depăși, de competiție. Dar eu nu sunt maestru pentru un motiv foarte simplu. L-am mai spus și pe ăla cu porcul, dar nu sunt pentru un motiv simplu. Nu am discipoli. Eu n-am discipoli, nu îmi recunosc vreun discipol în clipa de față în presă. Nu am așa ceva și nici nu doresc să am. Însă aș vrea să comentăm împreună cu domnul Pleșu
această zicere a lui Radu Beligan. Dixi et salvavi anima mea, cu care a simțit nevoia să încheie textul, să-i spunem, de susținere, propagandistic, pentru că cadrul era de aceeași factură. Acum, părerea mea e următoarea. Și pe mine m-au lovit rău, îl admir pe Radu Beligan, ca și domnul Pleșu. Textele acelea de dinainte de 89, omagile la adresa lui Ceaușescu, sunt greu de suportat. Dar oare ce ar trebui? Să-i refuzăm pentru asta lui Radu Beligan tot restul vieții de după 89 posibilitatea de a avea la un moment dat o adeziune reală la un anume personaj politic într-o cursă electorală? Adică să-i spunem în orice moment, dom'le, pentru că i-ai scris textele alea lui Ceaușescu, nu poți avea o adeziune bună, sinceră, față de cineva. Și de aceea mă refer la acest Dixi et salvavi. La sensul pe care cu siguranță Radu Beligan îl cunoaște, acela al profetului Ezechiel, nu al sensurilor laice, să spunem astea, de retorică avocățească, de încheierea discursului. Sensul acela e profund și spune așa, profetul Ezechiel spune: dacă vezi un rău, un om rău, spune-i să nu facă răul. Dacă vezi un om bun, încearcă să-l avertizezi, să-l previi, să nu cadă în păcat, pentru că dacă taci, atunci nu-ți vei salva sufletul tău. Sigur că, întâi, eu am spus chiar în textul meu, faptul că el a făcut acele compromisuri nu îl scutește, întâi, de valoarea pe care o are. Și Sadoveanu a făcut compromisuri, și Călinescu, mulți au făcut compromisuri. Mari. Și nu înseamnă că trebuie evacuați din cultura românească. Nu pot fi evacuați. Dar pe vremea aia compromisul avea un preț. La o personalitate care avea o poziție oficială în cultura română, era director de teatru, era membru în CC, era membru în Marea Națională, ăsta era prețul. Făceai compromisuri și că vedeai ceva. Eu îl cunosc, cred, suficient de bine pe domnul Beligan ca să fiu sigur că el nu credea ce scrie acolo. Eu nu cred că el era sincer entuziasmat de valoarea intelectuală a doamnei Elena Ceaușescu. Nu pot să cred asta, fiindcă îl cunosc. Cu siguranță, cu siguranță. Și atunci el acolo nu exprima o convingere. Iar faptul, tu spui, păi, și ce dacă a greșit, nu poate să aibă acum o convingere bună? Se poate, putem exclude? Nu, nu putem exclude, dar mă întreb, dacă nu cumva o face tot în aceeași cheie în care le-a făcut și Palea, de data asta însă gratis. Și atunci, realmente nu înțeleg de ce trebuia, într-un apogeu de viață și de carieră, să intre în rețeta omagială și propagandistică, când chestia asta nu mai are niciun fel de urmări concrete. Ce așteaptă? Și dacă ar fi avut însă un câștig, nu cred că... Era tot așa de rău, dar vreau să spun, dacă ar făcut ce a făcut atunci din convingere, atunci ai dreptul să-mi spui, doamne, a avut atunci convingerea asta și acum are convingerea asta. Nu, n-am spus niciun moment că un om de inteligență al lui Radu Beligan putea să creadă în ce scria atunci despre Nicolae și Elena Ceaușescu. Da. Evident, făcea asta pentru a obține o poziție pe care a și avut-o. Sigur. Foarte sus. Și unele beneficii pentru instituția lui, turnee, chestii de-astea, nu contest. Domnilor, de acord. Da. Dumneavoastră credeți că Radu Beligan a scris acele rânduri? Da, aici vreau să-l completez pe domnul Cristian Tudor Popescu. Mi se clatină scaunul. Locuțiunea latină face parte din stilistica distinsă pe care o are Radu Beligan. El nu scria niște texte... Erau mulți care făceau texte omagiale și se simțea că e o chestie birocratică. Spuneau cele trei propoziții obligate. Nu, dom'le, avea talent. Mai cunosc câteva cazuri. Adică investea în acele texte, erau texte făcute de un om care nu spune platitudini, care face un efort de percuție. Ca și acum, nu? Încheiem cu o chestie din asta, lucru capăt un nivel. Nu? Dar de ce îi refuzi la 96 de ani, când nu, cum să spun eu, ce, nu știu cum arată viața? Nu-i refuz, mi-e milă de el. Asta e altceva. Nu-i păcat. Asta e nu-i păcat.
Îmi pare rău de el. Dar nu exclus posibilitatea să fie sincer. Din păcate, nu. În ce țară din lume credeți că unui candidat de vârf la, la funcția supremă, președinte, cancelar, nu mai departe, îi să scriu poezii? Nu să crezi că i-a scris ceva pe o poezie lui Angela Merkel? Crezi că există o ode lui Obama? Sau stadioane? Cu care? Nu există ceva. Numai la noi. Numai noi ne putem permite risipa asta formidabilă de, de mijloace. Versuri. Unul din Prahova e năpădit de inspirație. Când, când se gândește la Victor Ponta, să trezesc în el talente strămoșești. Nu, nu. Când se gândește la pușcărie, apar talentele. Că omul are niște dosare penale grele. Da. Și atunci îi vine filonul liric la suprafață. Nu-ți vine ideea să te apuci să scrii versuri dacă ai de gând să votezi pe unul? Votează-l. Sau spune, sunt de acord. Dar ideea să devin aripat e o chestie foarte specială. Eu nu înțeleg uneori țara asta și pentru asta sunt făcut și eu trădător de țară. Dar eu, mi se întâmplă să mă întâlnesc cu străini de un fel sau de altul, diplomați, nu știu, Comitetul Helsinki am avut o... Și să-i întreb, puteți să-mi explicați și mie în România? Că eu dinăuntru nu mai înțeleg. Nici ei nu pot. Suntem în preajma campaniei. Dom'le, în alte țări, un candidat, un contracandidat la prezidenție, care duce unul, maximum doi, e cunoscut cu un an, doi înainte. Știm cam încotro. Avem timp să-l studiem, să vedem cum reacționează, să vedem cum vorbește, cum se poartă. Îl cunoaștem. După un an de zile îl cunoști. Păi nu poți să cunosc unul care a țișnit acum și începe... Sau unul care a stat 2 ani și 7 luni în fruntea Serviciului de Informații Externe, da, ascuns. Că acolo aia e regula. Da, nu, da. Nu am auzit o vorbuliță aproape. Sigur. În, și acum, în 24 de ore, candidează la președinție. Da, este, e foarte greu să iei hotărâri într-o situație de asta, pentru că nu înțelegi. Dom'le, ca să optezi în mod rațional, trebuie să înțelegi ce se întâmplă.